Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În acest clip vom vedea ce este un tranzistor Darlington și cum îl putem măsura cu ajutorul unui multimetru digital. Tranzistorul Darlington este o componentă activă ce are la bază un circuit format din două tranzistoare bipolare. Caracteristica principală a unui tranzistor Darlington este câștigul foarte mare în curent. Tranzistoarele Darlington sunt de două tipuri, NPN și PNP, deoarece tranzistoarele bipolare din interior fac parte din aceeași categorie. Aici NPN, iar în partea asta PNP. În aceeași capsulă, componentele sunt legate oarecum în paralel. Colectoarele celor două tranzistoare sunt legate împreună la ieșirea unui terminal al tranzistorului Darlington. Baza primei componente active este legată la un alt terminal al tranzistorului Darlington. Emitorul tranzistorului din față este legat și el la un alt terminal al tranzistorului Darlington. Singura zonă nelegată la niciun terminal al tranzistorului Darlington este emitorul primului tranzistor și baza celui de-al doilea tranzistor. Mai departe, să vedem schema internă reală a tranzistorilor Darlington, deoarece simbolurile acestora sunt simplificate. O să vedeți că e diferită. O să ai să dădem zoom pe un singur tip de tranzistor, un NPN, să spunem. În plus față de simbol, avem trei componente. Una activă, fiind vorba de o diodă redresoare normală, pusă între colectorul și emitorul tranzistorului din față. Celelalte componente sunt două rezistoare, R1, R2, fiecare fiind legat în paralel cu baza și emitorul fiecărui tranzistor în parte. Iar acum vom vedea cum măsurăm un tranzistor Darlington cu multimetrul. Măsurarea unui tranzistor Darlington e un pic mai dificilă în comparație cu un tranzistor bipolar, deoarece avem acele rezistoare și acea diodă în circuit. Pentru a măsura, atașăm sondele pe zona de măsurare a tensiunii și rotim selectorul până unde avem simbolul de diodă. În cazul acestui multimetru trebuie să apăsăm și pe function. Acum depinde de la multimetru la multimetru. Dar în principiu căutați simbolul de diodă. Prima dată să testăm un tranzistor Darlington de putere mare tip NPN cu plus pe bază. Avem de față un tranzistor Darlington de putere mare, se numește tip 142, e NPN cu plus pe bază. Ordinea pinilor este în felul următor, bază, colector, emitor. Dar vă mai spun un oarecare truc pentru începători, că de regulă cei mai avansați știu deja acest lucru. Colectorul fiecărui tranzistor, indiferent că e Darlington sau bipolar, este atașat de partea metalică din spate. Cădere de 0V. Asta să vă pun pe continuitate. Da? Fiind un tranzistor Darlington NPN, trebuie să avem plus pe bază. Baza fiind cea din partea stângă. Bază colector vom avea o cădere de tensiune. Da, iar bază emitor, pentru că în interior cele două tranzistoare sunt legate în serie, baza și emitorul, vom avea o cădere de tensiune un pic mai mare. Acum depinde și de curent. Cu cât crește curentul, cu atât căderea de tensiune va fi mai mare. Dar multimetrul nostru nu poate da un curent mai mare. Invers, între bază și colector nu trebuie să avem nimic, bază-colector. Dar, unii se păcălesc aici, da, să vă spun că e un pic mai complicat în cazul tranzistorului Darlington. Între bază și emitor vom avea o cădere de tensiune. De ce? Stați să vă dau pe măsurarea rezistoarelor. Pentru că avem cele două rezistoare în paralel cu bază și emitorul, celor două tranzistoare interne, 5,2 kΩ. Deci, indiferent de cum polarizăm pe baza și emitorul tranzistorului Darlington, vom avea 5,2 kΩ. Apoi, dacă măsurăm între colector și emitor, plus pe colector, plus pe emitor, nu vom avea nicio cădere de tensiune. Dacă măsurăm invers, pentru că avem o diodă în paralel cu colectorul și emitorul tranzistorului Darlington, vom avea o cădere de tensiune specifică unei diode. Hai să repetăm testul cu încă un tranzistor de putere medie, tot NPN, e tip 122G, 122, dar G-ul e specific în funcție de fabricant, de la un semiconductor, dar nu băgați în seamă. Dacă mai țineți minte, plus pe bază, fiind NPN la fel,
și minus pe colector avem 637 de milivolți și între bază și emitor vom avea o cădere de tensiune mai mare de 839 de milivolți. Dacă polarizăm invers, minus pe bază și plus pe colector, nu vom avea nicio cădere de tensiune, dar între bază și emitor vom avea de 2,6 volți. Încă o dată să vă demonstrez pe măsurarea rezistorilor. În cazul acesta 12,7 volți. Depinde de fiecare tranzistor în parte, Darlington. Nu toate au aceeași valoare, da? Deci, indiferent de polaritate, pe măsurarea rezistoarelor vom avea o valoare 1 ohm. În cazul acesta, 12,7 kΩ. Iar acum să măsurăm un transistor Darlington PNP cu minus pe bază. Avem un transistor Darlington un tip 147 de față, minus pe bază, plus pe colector, avem o cădere de tensiune. Minus pe bază, plus pe emitor, vom avea o cădere de tensiune mai mare. Dacă măsurăm plus pe bază, minus pe emitor, vom avea de asemenea o cădere de tensiune, dar mult mai mare, de 2,4. Încă o dată să vă demonstrez pe măsurarea rezistoarelor, pentru că există un grup de rezistoare în serie și paralel cu bază-emitor-bază-emitor. Al celor două tranzistoare interne avem 8,48 de kΩ. Și invers. Și pentru că avem un PNP, minus pe colector plus pe emitor, nu vom avea nicio cădere de tensiune. Invers, pentru că avem o diodă redresoare în paralel cu colectorul și emitorul ultimului tranzistor din circuitul acestui tranzistor Darlington, vom avea o cădere de tensiune specifică unei diode redresoare. Să luăm tot un tranzistor PNP cu minus pe bază, tip 127, cel de față. Da, e scrisul mai straniu, dar cel de față, din câte am înțeles, ar fi autentic, e cumpărat de pe tâmâie. Asta e o informație suplimentară pentru cei care îmi treabă în comentarii. Pentru că avem cu minus pe bază, între bază și colector avem o cădere de tensiune, între bază și emitor vom avea o cădere de tensiune mai mare. Da? Încă o dată, bază-colector, bază-emitor. Deci în regulă să avem așa. Dacă măsurăm invers plus pe bază, minus pe colector, nu vom avea nicio cădere de tensiune, dar între bază și emitor, da, vom avea de 2,27 de volți. Pentru că există două rezistoare în paralel și în serie cu baza emitorul fiecărui tranzistor intern în parte. De 6,8 kΩ. În cazul acestui tranzistor PNP, minus pe colector plus pe emitor, nu vom avea nicio cădere de tensiune. Dar plus pe colector minus pe emitor vom avea o cădere de tensiune, deoarece există acea diodă redresoare în paralel cu colector și emitor. Aici se termină acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!